Transgaz a semnat contractul de finanțare pentru proiectul de dezvoltare al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale în zona de nord-est a României, în valoare de 152 de milioane de euro, dintre care 46 de milioane de euro fonduri europene, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei din România. Relația României cu Republica Moldova este o prioritate politică fermă și asumată. În acest context, un proiect precum cel pe care Transgaz îl va dezvolta în regiunea de nord-est a României reprezintă un obiectiv strategic atât din punct de vedere economic cât și politic. Este vorba despre o capacitate importantă de transport de gaze naturale dintre România și Republica Moldova, între 1,5 miliarde de metri cu pe an și 2,2 miliarde de metri cu pe an, ceea ce face ca acest proiect să reprezinte mai mult decât o investiție economică și astfel să fie o investiție în securitatea energetică a României și chiar a întregii regiuni, permițând totodată și valorificarea potențialului resurselor de gaze naturale ale țării noastre, a declarat ministrul român al economiei Nicolae Budălău citat în comunicatul emis de minister.